Într-un colț îndepărtat de țară, în comuna Pristol, județul Mehedinți, pe 3 decembrie 1967 s-a născut Daniel Dumitru Darie. În acest mic altar al lumii, unde cocoșul cântă în trei limbi, sârbă, bulgară și română, Daniel Dumitru Darie a crescut cu dragoste pentru Dumnezeu și semeni, pentru pământul natal și Dunăre. La 9 ani scrie primele versuri. Lacrima-i putere, lacrima-i durere, mâine-i mângâiere, restul-e tăcere. Apoi mai târziu, odată cu primele trăiri adolescentine ale iubirii și încercări de a înțelege rostul vieții și al omului pe pământ, scrie poezie de o mare sensibilitate și profunzime emoțională. Tot ce a scris a rămas în sertar, până când, în plină maturitate, la 40 de ani, publică primul volum de versuri, Pașaport, titlu de altfel cu semnificație profetică, pentru că din acel moment Daniel a pășit spre o altă viață, când destinul său a devenit ca o inscripție în antiteze, în care fiecare picătură de suflet a fost ca o lacrimă de soare. De atunci, fiecare an din viața sa a fost un pas pe prag, rămânând anonim mereu. A avut curajul de a scrie absolut concret despre tot ce a trăit și a definit cu durere, luciditate și lacrimă eternitatea prin dilemă. Versul său ne aduce aminte că oricând, în viața oricărui om, pot fi întoarceri de destine dramatice, dar că în clipa îngăduită de Dumnezeu, avem șansa să trăim inevitabil revenirea. Prin punctuale constatări, el și-a croit drum prin destin, creionând liric evidentele realități. Cu o viață trăită aproape mereu pe drum, Daniel a purtat cu sine toate speranțele, valorile și dorurile de acolo, de acasă, reușind astfel să treacă frumos și demn dincolo de praguri. Cum Daniel este un împătimit al scrisului, el nu se oprește aici, astfel că proiectul său liric se va contura cu noi titluri, Drumuri împreună, Firesc deloc probabil și Dar din dar. Mereu dornic de a învăța și de a pătrunde înțelesurile ascunse, profund spirituale ale vieții, Daniel a descris în proza experiența sa în relația cu divinitatea și cu oamenii, dorind să facă cunoscut și altora tot ce știe despre bucuria de a trăi, despre lumină și întuneric, despre bine și rău. Și așa au văzut lumina tiparului, în curând azi scrisori altfel, altfel și amintiri înspre viitor. Trăind cu intensitate multele întâmplări ale vieții, dorind să ajungă la esența lucrurilor, Daniel Dumitru Darie a ajuns și la experiența Reiki și radiestezie și iarăși a pus pe hârtie tot ceea ce știe. Manual Reiki, Reiki un drum, o cale, precum și radiestezia blamată spre necunoaștere. Despre un spirit complex este greu să spui tot în câteva cuvinte, dar dincolo de ele, crezul de viața lui Daniel Dumitru Darie este credință, nădejde și dragoste, regăsit de multe ori în vers. Cu tine, Doamne, eu vorbesc când scriu de ceea ce e rău sau este bine. Și ție îți mulțumesc, îmi spui să știu că vremuri trec și o altă vreme vine.